pedepsați cu cei care îngrădesc dreptul la întâlniri publice. Știi, le dau lista la oameni. Și când colo, e că de-am așteaptă să treacă 2 ani și să treacă termen de prescripție și asta. Și acum am scris la Consiliul Superior al Magistraturii ca să... Eu de asta o să scris că statul vrea să o pedepsească. Probabil. Suntem da, gata. Vă salutăm pe toți, vă spunem că Hristos a înviat. Vă mulțumim pentru faptul că ați răspuns invitației noastre de a veni la conferința de presă a reprezentanților Partidului Național Liberal și Asociației Veteranilor de Război 1992, Tira Stighina. La conferința de presă de astăzi sunt aici în fața dumneavoastră Anatol Caraman, președintele Asociației Veteranilor de Război 1992, Tira Stighina, Anatol Irivencu, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Andrei Iure Apostol, ex-deputat, membru al biroului permanent al Partidului Național Liberal, și Vitalia Pavlicencu, președintele Partidului Național Liberal. Tema conferinței de presă este PNL și AVR 92 Tira Stighina cer conducerii să invite trupele NATO pentru a proteja populația Republicii Moldova de nesăbuința Rusiei. Acum eu voi da citire acestei declarații, după care colegii mei vor adăuga și ei ce au de spus la acest subiect și apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Partidul Național Liberal și Asociația Veteranilor de Război 1992, Tira Stighina, au promovat mereu obiectivul aderării celui de-al doilea stat românesc la NATO, Alianța Atlanticului de Nord, singurul bloc politico-militar de natură să ofere securitate cetățenilor noștri. Practic, majoritatea guvernărilor de la Chișinău au manifestat o prudență excesivă, frizând irresponsabilitatea în raport cu imperativul intrării statului sub un scut de securitate sigur, într-o zonă unde riscurile provocate de lupta dintre două civilizații se adâncește. Criza ucraineană demonstrează consecințele unui comportament ce nu admitea imprevizibilitățile Rusiei pentru soarta populației unui stat ce abia își decide destinul, măcinat de sechelele aflării dureroase într-un imperiu de factură totalitară comunistă. Deși unele guvernări au semnat și promovat, într-o anumită măsură, un pact de cooperare cu NATO, nu au urmat și declarații privind necesitatea aderării la Alianța Nord-Atlantică. Asta, deși unii actuali sau recent ex-lideri politici, ori demnitari de stat, au semnat ca voință politică pentru modificarea Constituției în partea ce prevede neutralitatea militară a Republicii Moldova, pe al cărei teritoriu suveran, în plus, staționează trupe de ocupație. Republica Moldova, având și un conflict separatist alimentat de cercurile imperiale de la Kremlin, este obligată, prin voința Parlamentului, a Guvernului și a Președinției, să solicite conducerilor statelor membre ale NATO să ia în dezbatere disponibilitatea anunțată de a primi trupe ale acestui bloc militar în stânga Prutului pentru a descuraja forțele nesăbuite ale Rusiei, gata să continue ofensiva spre vest, venind dinspre Ucraina și țintind în destrămarea unor state post-sovietice ce și-au ales un destin european. Mai ales că Republica Moldova revendică recunoașterea demersului său în favoarea Uniunii Europene, la care nu poți adera decât dacă faci parte din NATO. În acest sens, Republica Moldova nu poate decât să salute staționarea unor efective în România, care au oferit teritoriul său național Alianței Nord-Atlantice pentru baze militare. Declarația președintelui României, Traian Băsescu, care a afirmat că armata sa nu va intra în Republica Moldova, nici chiar dacă Rusia ar invada dreapta Nistrului, stânga fiind de facto ocupată de Rusia de peste 20 de ani, trebuie interpretată în sensul că România nu va invada niciodată Republica Moldova cu armata neinvitată, precum a făcut în Ucraina vecina sa de la răsărit. PNL și AVR 92 Tira Stighina consideră că aceste declarații ale președintelui României sunt de natură diplomatică, ce vor fi în mod sigur modificate dacă va fi voința conducerii de la Chișinău, în primul rând a președintelui Nicolae Timofti, care prin funcția sa este și comandantul suprem al armatei moldovenești.
este totodată extrem de importantă poziția societății civile, a cetățenilor, care au dreptul la o securitate pe care statul Republica Moldova nu le-o poate încă asigura. Contraargumentul că invitarea trupelor NATO ar însemna o provocare la adresa Rusiei nu rezistă în fața evidențelor din Ucraina, unde armata rusească a ocupat ce a vrut și a răpit sau destabilizat teritorii, țintind destrămarea și dezmembrarea statului vecin, realitate ce se poate extinde extrem de ușor spre noi. Staționarea de trupe NATO în Republica Moldova poate avea loc în temeiul unui protocol bipartit, convenit de comun acord, pe durata contextului conflictual și destabilizator din Ucraina, asigurând securitatea cetățenilor în cazul violării integrității statului nostru, fapt ce ar contribui la demitizarea subiectului NATO în fața părții de populație manipulate de forțele antinaționale, ce vehiculează că NATO ar fi un bloc malefic, rău sau periculos, în timp ce statutul de neutralitate al statului este încălcat grav prin staționarea de peste 20 de ani în estul Republicii Moldova a trupelor rusești de ocupație, fapt de care actuala conducere nu se arată în continuare prea deranjată. Republica Moldova este un stat recunoscut de ONU, cu un teritoriu suveran și poate decide orice, așa cum prevede declarația de independență, potrivit căreia, ghilimele, Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului, în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale, citat închis. Ceea ce înseamnă dreptul de a decide și ieșirea din CSI, și aderarea la UE, și invitarea trupelor NATO, și, nu în ultimul rând, unirea cu România. În vremurile dramatice de azi, care reclamă asigurarea securității cetățenilor, se va vedea dacă actualii noștri conducători sunt șantajabili în fața serviciilor speciale rusești. PNL și avere Tirastighina cer ca ei să manifeste demnitate, să dea dovadă de responsabilitate în fața societății și să se înalțe prin verticalitate la nivelul așteptărilor cetățenilor, respectând prin atitudinea lor litera și spiritul declarației de independență. Conducerea Partidului Național Liberal și Asociației Veteranilor de Război 92, Tirastighina. Chișinău, 30 aprilie 2014. Acum, Anatol, tu vrei să vă reagezi? Da, poftim, Anatol. Hristos a înviat. Eu vreau ceva să comentez și să expun poziția Asociației Tirastighina mai categorică, puțin decât e declarația oficială și diplomatică. Pun întrebarea direct. Va fi atacată Republica Moldova de Rusia sau nu? Și vă răspund. Va fi atacată. Faptul constă aceea că nu știm data când va fi atacată, dar că va fi atacată, la sigur. Am următoarele dovezi. Începând cu țarul Petru I, și în continuare, dacă urmărim evoluția dezvoltării statului rus și evoluția expansiunilor rusești militare, războaielor militare înspre Bosfor, Dardanele, Balcani, Marea Neagră, aici în regiunea Marii Negre, păi vedem că din 20 în 20 de ani, maxim 25, Rusia provoacă câte un război de expansiune. Deci după 1918, în urma războiului, primul război mondial, Rusia decade militar, economic, revoluția și clar că cedează o parte din teritorii, cum ar fi și Basarabia, Poloniei și Finlanda. Și vedem că după ce Rusia și-a revenit militar, s-a reorganizat economic în anul 1940, atacă Basarabia, atacă Polonia, atacă Finlanda. Deci, după războiul din Afganistan-Vietnam, Imperiul Rus sub masca Uniunii Sovietice iarăși decade economic. Acum și-a revenit. A petrecut reforma militară, a reorganizat forțele. Și vedem că a început operațiunile militare la Caucaz, apoi a urmat Republica Autonomă Crimeea, a ocupat Crimeea și acum se ocupă de Ucraina Mare. Aici e problema.
Deci când va încheia problema cu Ucraina, imediat, dar pe parcurs se prepoate că să revină asupra Republicii Moldova dacă balanța va trece de partea Rusiei. Acum balanța Ucraina balanțează. Operațiunile militare nu sunt nici în favoarea Ucrainei, nici în favoarea Rusiei. De ce Rusia are așa mare succes în Ucraina? În două cuvinte explic. Iată, eu, ascultând mass mediile, pun problema. De ce armata ucraineană, instituțiile de forță, cum ar fi poliția, nu acționează? Și vă explic prin două cuvinte. Atâta timp cât s-a aflat Ianukovici la putere în cadrul statului ucrainean, a schimbat cadrele de conducere militare și le-a pus pe cele proruse. De ce aceste unități acum nu acționează? N-are cine conduce. Același lucru s-a întâmplat și în perioada de dictatură comunistă în cadrul guvernării lui Voronin. Mai mult ca atât, în Republica Moldova la ziua de azi sunt mai mult de 50 de organizații obștiești, analogice asociației Tira Stighina, dar asociația Tira Stighina este o asociație pro-națională, iar cele sunt antinaționale, bine finanțate de Rusia, care pe orizontală duc o poliție antinațională, antivector european. Iată, aceasta pe mine mă convinge de zi cu zi că vom fi atacați, numai nu știm data când. De ce ea? Eu îi solicit președintelui Republicii Moldova, Consiliului de Securitate Națională, unde este ca membru ministrul apărării, ministrul de interne, directorul Serviciului Informații și Contrainformații, prim-ministru, președintele Parlamentului, ca să atârni foarte serios de această problemă, să intervină cu acțiuni concrete. Ministrul apărării în genere trebuie ca să revizuiască toate cadrele militare rezerviste și chiar n-ar fi rău ca să organizeze careva cantonamente de pregătire militară, să fim gata ca să apărăm Republica. Ca asociație obștească, în componența căruia marea majoritate sunt militari și sunt ofițeri a Ministerului de Interne, a Ministerul Apărării, noi declarăm oficial că astăzi suntem gata să susținem președintele Republicii Moldova, prim-ministru, ministrul de Interne, ministrul Apărării, în caz de necesitate. Tot depinde de atitudinea și acțiunile care le vor întreprinde ei. Avem bună încredere în ministrul apărării actual numit. În unii mass media îl discreditează, precum că morala armatei este la pământ. Generalul Troienko este un veteran al războiului pentru independență, are o experiență de conducere cu instituțiile de forță de mulți ani, este bine pregătit teoretic, mai este și profesor universitar, este un om potrivit la momentul potrivit. De ce eu vin și cu încurajarea întregii populații, nu-i chiar atât de această pugălă rusească e nu atât de sperietoare cât se declară în mass media. Dacă ne vom pregăti, vom fi vigilenți, noi vom face față lucrurilor. Totodată vreau să zic că de unii singuri nu ne vom isprăvi. Dacă nu ne va ajuta România, Polonia, nu ne vom uni cu țările baltice și nu ne va ajuta NATO, succes în fața Rusiei noi nu vom avea. Vom opune o rezistență mare. Se va vărsa sânge. Dar de unii singuri nu vom rezista. De ce? Iată, această declarație care a fost făcută de doamna Pavlicenko este comună, este poziția noastră, este poziția și a celorlalte asociații, că am contactat cu ei la telefon din cadrul Consiliului Unirii și alte asociații obștești din Republica Moldova. Iată pe scurt ce am vrut să vă informez. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum vă informez că voi pleca la o ședință a instanței judecătorești. De ce îmi cer scuză? Trebuie să plec. Bine. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru atenție. Da. Andrei, trece în partea asta tu. Mai stă să avea. Acum, eu prin cuvântul lui Andrei. Nu prea bine să te întoarce. O să-mi Ieri spuneau că ziua 29 nu-i prea bună, dar ieri am câștigat procesul împotriva lui Șele. Așa că e o zi bună. Da, poftim.
Aș vrea să anticipez o întrebare care probabil va apărea în legătură cu declarația făcută astăzi. Întrebarea este de natura legăturii declarației noastre de a invita trupe NATO pe teritoriul Republicii Moldova și articolul 11 din Constituție, articol care spune că statul Republica Moldova este stat neutru. În primul rând, la neutralitatea Republicii Moldova sau la declarația sau articolul din Constituție trebuie de spus un singur lucru ușor, dar clar, care îmi pare că nu se prea atrage atenția. Este o clauză constituțională, dar doar scrisă pe hârtie, fiindcă nu este un statut respectat și acceptat de comunitatea mondială și paralelele care sunt făcute cu Elveția, stat neutru și el, dar care are o neutralitate respectată de toate țările din lume, noi ne înducem noi însăși în eroare și ne legăm mâinile, fiindcă de facto noi avem teritoriu ocupat, ceea ce deja șterge textul neutralității țării noastre. O țară neutră are două puncte. Unu, se angajează să nu participe în blocuri militare și doi, cere tuturor și vrea acceptul ca nimeni să nu-i violeze teritoriul cu trupe străine. Noi, chiar din ziua adoptării Constituției 1994, deja am avut trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova și din ziua aceea acest articol parcă este unul nul, unul nerespectat, unul solicitat, dar cu lipsă de răspuns din fața comunității internaționale. Din cauza asta noi suntem impuși în zilele acestea, când în Ucraina, începând cu Ucraina, noi chiar am spune, Rusia este dezlănțuită, noi suntem obligați să abordăm alte căi de a ne asigura securitatea și a ne proteja populația. În primul rând, vedem că la ora actuală, pe scară mondială, multe tratate și înțelegeri mondiale nu sunt respectate și din cauza asta trebuie să apelăm la alte maniere de protejare și de aici reieșim dintr-o presupunere că armatele rusești și NATO, două armate care sunt acum, de fapt, într-un conflict moral și conflict politic, aceste două armate nu vor avea contact militar direct. Vor avea contact doar indirect, iar între ele se stabilește sau se va stabili o linie roșie care nu va fi încălcată nici de o parte, nici de alta. Unii analiști spun că linia aceasta roșie este deja stabilită între ei, dar noi nu știm. Alții spun că se stabilește chiar în zilele astea, în lunile astea, care este datoria noastră a societății civile Republicii Moldova. Să insistăm în fața conducerii Republicii Moldova ca noi să ne mirim în partea de vest a linii roșii. Deci cu asta noi, pentru asta noi trebuie să facem primul pas de a invita trupele și dacă trupele NATO deja vor fi prezente pe teritoriul Republicii Moldova, avem o garanție mare, într-adevăr, că aici nu vor mai veni trupele rusești. Asta am vrut să spun. Da. Vă mulțumim, domnule apostol, acum Anatolie Revencov, vă spun câteva cuvinte. Difuzând declarația Partidul Național Liberal și Asociația Veteranilor de Război 92-Stighina, înțelegem destul de bine că în ultimul timp, privind sondajele care au fost efectuate în Moldova, s-a observat un procentaj mare a populației care are o părere negativă față de NATO. Este clar, poziția dată se datorează agresivității și propagandei rusești la canalele de televiziune, care sunt difuzate masiv pe scară națională în Republica Moldova. Și noi, totodată, Partidul Național Liberal, salută decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a monitoriza activitatea acestor posturi de televiziune și cerem să fie oprită
difuzarea tuturor informațiilor care se ține de politică, de emisiunile rusești, toate se vede că această poziție a CCAU a deranjat chiar și Ministerul de Externe a Federației Rusiei, unde au postat o informație că prin aceste decizii se încalcă dreptul la de a deține informații, de a primi informația corectă din alte surse. Noi socotim că dimpotrivă informația privind totul ce se petrece în Ucraina vine numai dintr-o sursă, din sursele de informare a statului rus. De ce noi cerem să fie oprit aceste emisiuni? Da, înainte de a trece la întrebări, vreau să mai fac câteva precizări. Ceea ce a spus domnul apostol aici e foarte important și a subliniat, de fapt, lucrul ăsta de o mare semnificație, că prezența trupelor NATO pe o anumită perioadă ar descuraja eventuala ofensivă a trupelor rusești care demonstrează nesăbuința Rusiei. În afară de asta, eu spun, sunt mai multe emisiuni publică, în 98 am avut o discuție cu Zbigniew Brzezinski la Barcelona, la adunarea parlamentară NATO și l-am întrebat care este locul Republicii Moldova în securitatea europeană, la care domnia s-a spus totul depinde de Ucraina, pentru că Rusia nu va permite până la sânge trecerea liniei roșii și va face o excepție doar în privința Republicilor Baltice. În privința celorlalte state post-sovietice se va da o luptă pe viață și pe moarte. Ceea ce noi practic acum vedem. Vreau să mai spun că noi mâine avem o ședință lărgită a Platformei Unioniste Consiliului Unirii, unde vom solicita cei care am prezentat astăzi poziția un sprijin din partea celorlalte componente și eu cred că ea va veni. În afară de aceasta vom discuta în cadrul Consiliului Unirii și despre planurile noastre pentru 28 iunie, ca să vedem ce acțiuni publice facem. Intenționăm inclusiv să facem acțiuni de proporții și să cerem lichidarea consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop. Și ultimul aspect pe care am vrut să-l menționez acum este că vorbim de fiecare dată de acțiunile nesăbuite ale forțelor separatiste prorusești din Ucraina, dar uităm că în Republica Moldova ele au acționat începând chiar din 2012, ca să spunem așa, nu mai spun și de 7 aprilie, dar au acționat foarte obraznic, special asta s-a văzut în cadrul manifestărilor pașnice ale unioniștilor și dacă ei nu sunt opriți la timp, după asta se pot consolida și ne pot oferi surprize. Din păcate, împotriva acestor forțe, luptă forțele românești, forțele naționale. Și, de exemplu, Victor Schelin, liderul Partidului Social Democrat, unul dintre cei care au fost la Bălți atunci când au fost împroșcați unioniștii pașnici cu pietre, petarde, roșii, sticle cu apă și alte minunății. Iată, acum el are proces acolo și, de fapt, se încearcă tergiversarea procesului și trecerea pe linie moarte prin trecerea termenului de prescripție, dar acum văd că s-a activizat și procuratura, cei ce noi salutăm și noi, de fapt, am oferit și oamenii care să îl cheme în judecată, crezând că împreună cu statul vom opri aceste tentative antidemocratice de îngrădire a dreptului la manifestări pașnice, iar ieri, după un an și jumătate, eu am câștigat procesul împotriva lui Victor Schelin, prin care l-am chemat în judecată, deci pe liderul social-democrat, care m-a denigrat la un canal TV cu acoperire practic națională. Procesul a durat un an și jumătate. Schelin va fi obligat să dezmintă și să ceară scuze publice pentru denigrări la adresa mea privind colaborarea în trecut cu instituțiile de reprimare și de securitate sovietice și m-a făcut neofascistă pentru viziunile noastre unioniste. În plus, va trebui să plătească un prejudiciu în sumă de 200.000 de lei. Desigur, decizia poate fi atacată, dar deocamdată am avut vreo 8 procese până acum împotriva statului și împotriva unor persoane mai minunate, așa, mai ninunate, cum se zice la noi, la români, și pe toate le-am câștigat. Acum am un proces cu Voronin la CEDO și unul, acum am proces de examinare cu împotriva lui Mihai Ghimpu. Și vreau să vă spun că lupta forțelor prorusești este foarte mare. După ce bunicii și părinții lor i-au
denigrat, i-au băgat în, i-au marginalizat, i-au băgat în grup cu var, i-au deportat, i-au băgat în spitale de psihiatrie pe părinții și bunicii noștri, acum ei luptă împotriva noastră, în timp ce, de fapt, eu sunt unicul cetățean al Republicii Moldova, care am câștigat la 10 decembrie cauza cu stabilirea faptului cu valoare juridică, că nu am colaborat niciodată cu KGB și invit pe toți cei care sunt învinuiți de aceste lucruri, de colaborări cu securitatea sovietică, să urmeze exemplu și să facă același lucru. Acum așteptăm întrebările voastre. Am participat ieri la o emisiune la un canal TV și spuneam că, din păcate, nu există o colaborare sau, ca să zic așa, o interacțiune între guvernanți și societatea civilă. Pentru că noi, în cei peste 2 ani de când activăm în cadrul Consiliului Unirii, ca să nu mai spun că și partidele politice extraparlamentare fac parte din societatea civilă, pentru că ele nu sunt nici la guvernare, nici în opoziția parlamentară. Și am expediat o serie de scrisori, propuneri, sugestii, poziții, viziuni. Din păcate nu s-a înregistrat niciodată nicio reacție. Și în acest sens noi regretăm foarte mult că asta nu se întâmplă. Dar problema este că astăzi toți au acces, se publică pe toate resursele media, sigur că toți vor ști, vom difuza la presă și chiar într-un fel salutăm faptul că Nicolae Timofte, nu știu exact când, dar recent, a acordat un interviu în care a spus că dacă ar fi din partea sa, el ar pleda pentru ca Republica Moldova să adere la NATO. Și în acest sens, într-un fel, declarația noastră parcă ar veni după această declarație, dar sigur că noi am făcut-o independent. Salutăm și poziția unei anumite părți a presei, cum am citit ieri un articol de Constantin Tănase din Timpul, care subliniază de fapt aceleași lucruri pe care le menționăm și noi, legat de faptul că prin această atitudine față de NATO, de fapt se deconspiră sau mai bine zis se scanează atitudinea adevărată a liderilor politici de la noi care se pretind a fi pro-europeni. Eu vreau să spun că în Parlamentul din 2005-2009, ca deputat, am colectat semnături, atunci era dominat de comuniști, semnături pentru modificarea articolului 11 din Constituție și articolului 13 din Constituție. E bine, acum devine de rău cu articolul 13 și se mai schimbă situația, ce obțin la nivelul percepției morale, chiar politice, aș spune, prin decizia Curții Constituționale, dar în privința NATO, atunci au semnat 13 deputați, ultimul fiind Vlad Filat. Deci Vlad Filat, care a semnat pentru modificarea articolului 11 din Constituție, adică înlăturarea neutralității pentru a face posibil aderarea Republicii Moldova la blocurile politico-militare, ar trebui să demonstreze consecvență și să-și influențeze reprezentanții politici care dețin funcții de înaltă demnitate în stat, ca să promoveze aceleași poziții. Pentru că dacă ar fi o poziție din partea conducerii Republicii Moldova legată de NATO, o deschidere, sigur că și populația ar avea o altă poziție, pentru că populația are o mentalitate patriarhală și judecă așa cum spun șefii. Dar societatea civilă are datoria să facă și să insiste pe poziția sa, indiferent de ce spun guvernanții și indiferent de opțiunile sau temerile sau fricile sau șantajabilitatea lor. De ce guvernanții nu doresc? Este un lucru foarte simplu, pot să-l confirme și colegii mei. Problema este că noi deocamdată suntem obiectul șantajului gazelor rusești. Și în sensul în care liderii politici vor apăsa mai mult pe pedalele legate de aderarea la blocul militar NATO, atunci Rusia se va arăta mai deranjată și ar putea întreprinde măsuri mai vizibile și mai dure. Dureroase chiar. Și mai dureroase, da, împotriva Republicii Moldova, iar liderii politici, având în vedere că este și un an electoral, deși nici anii precedenți n-au schimbat situația, ei se tem că nu vor avea voturile respective.
Și în acest sens ei încearcă să fie mai moderați, mai temperați, crezând că vor trece pârâul, adică alegerile din noiembrie 2014, fără mari complicații în relațiile cu Rusia, crezând că și Uniunea Europeană, prin poziția sa, când mai dură, când mai îngăduitoare, ne va proteja în fața Rusiei, dar așa cum a spus și Anatol Caraman, așa cum arată și alte semne și semnalmente, încă urmează să vedem cum vor evolua lucrurile. Cetățenii europeni din Republica Moldova, aveți idee ce număr sunt? Cetățenii moldoveni care au cetățenie română. Da, e foarte bună întrebarea, că cineva chiar mi-a sugerat ca să menționez acest lucru. Faptul că, vorbind noi de NATO, care întrunește și militari români ca parte, componentă a armatei aliaților, aici avem, din informațiile pe care le-am citit, peste 500.000 de cetățeni ai României. Deci noi considerăm pe toți cetățenii României, pentru că au fost privați de cetățenie română fără dreptul și consimțământul lor. În acest sens, când Rusia promovează o viziune absolut imperialistă, în sensul că merge oriunde este un rus ca să îl apere militar, cu prețul... Un vorbitor de limba rusă, în detrimentul vieții altor vorbitorilor de alte limbi, desigur că România ar fi în drept ca să aibă o poziție mai clară în privința asigurării securității cetățenilor din Republica Moldova. Dar România, probabil tot prin clasa ei politică prudentă, are încă un complex în privința atitudinii foarte atente în relațiile cu Rusia, deși au fost zvâcniri mai dure din partea președintelui Traian Băsescu, și încearcă să-și coreleze mai bine politicile cu celelalte state membre ale NATO și UE. Însă, până la urmă, România tot una are obligația de avocat al Republicii Moldova și al securității cetățenilor noștri, de a convinge statele membre ale NATO și UE ca să înțeleagă rolul ei special și deosebit în privința Republicii Moldova ca al doilea stat românesc, în privința cetățenilor români, în privința românilor și alogenilor integrați, pentru că avem și foarte mulți alogeni integrați, avem rusolingvi care doresc unirea cu România, care nu privesc o apropiere de România ca ceva periculos, ci ca ceva benefic, și care încă mai au îndoieli în privința perspectivei europene a Republicii Moldova. Pentru că, haideți să ne amintim, sunt Macedonia, sunt Serbia, sunt Albania, care au semnat acordurile asociative, au trecut deja în cazul unora 12 ani, cum a fost în cazul României, dar nu se știe când vor deveni membre ale UE, plus că e vorba și de a fi membru al NATO. Deci Republica Moldova trebuie să meargă pe două căi. Unu, o cale să modernizeze, democratizeze, să europenizeze societatea, statul și să funcționalizeze instituțiile statului ca într-un stat normal, democratic, de drept, iar pe de altă parte să examineze eventualitatea în care va trebui la un moment dat să scurteze drumul spre NATO și UE prin unirea cu România, ca să salveze elementar această parte de populație care a avut un trecut și care are și un prezent extrem de nedrept și dureros. Am vrut să precizați, atunci în 40, când basarabienii au pierdut peste noapte cetățenia română, fără a fi întrebați, imediat au fost declarați cetățeni sovietici sau au trecut 20 de ani, cum face statul român cu noi acum? Ei au fost forțați imediat. Deci imediat au fost declarați cetățeni sovietici. Ce împiedică statul român să declare cetățenii Republicii Moldova ca fiind cetățeni români? Și eventual să elibereze acte celor care vor. Eu am în privința... la această întrebare am două răspunsuri. Unul este foarte diplomatic. Ar trebui să ne redobândim totuși cetățenirea română toți și cât mai mulți, ca să schimbăm și acolo politicile. Și ca să ajungă în conducerea României cele mai bune persoane de pe ambele maluri ale Prutului. Sigur că și clasa politică are anumite sechele în privința atitudinii prudente față de basarabeni.
Noi cunoaștem că atunci când s-a examinat chiar în Parlamentul României această inițiativă de a renunța la cei 500 de euro, chiar Parlamentul, chiar Guvernul Boc a venit cu declarația că nu ar trebui să o facă. Avem Gheorghe Vițcăr înaintat. Da, noi îl avem pe domnul Gheorghe Vițcăr, coordonator, unul dintre coordonatorii Consiliului Unirii, care a înaintat foarte multe proiecte de lege, inclusiv prin deputații români, ca să modifice și să simplifice acordarea cetățeniei României. Deci, transcriere. Da, prin transcrierea directă. Și există acum și proiectul de lege depus de Bogdan Deaconu, parlamentar român, unicul parlamentar român membru al Consiliului Unirii, care la fel a făcut o asemenea inițiativă legislativă. Un alt răspuns este că unii politicieni din România invocă prudența Uniunii Europene și calitate de membru al României, al Uniunii Europene, care ar trebui să fie mai prudentă în privința asimilării aglutinării prin pașaportizare, ca să zic așa, pentru că naționalitatea noi de România o avem, a cetățenilor basarabenilor. Din alte informații cunoaștem că Uniunea Europeană nu pune asemenea îngrădiri. Și mai este un răspuns. Da. Și mai în este, acest sens, de nevoie și de poziția noastră. Mai este încă un răspuns luat în considerație de clasa politică de la București, și anume actul declarației de independență în Republica Moldova. Ei interpretează lucrurile în așa fel. Da, în 40 noi am fost cu toții cetățeni ai României. În 40 am fost ocupați, dacă ni s-a oferit cetățenie rusească, nu ne privește pe noi, ni s-a dat ceea ce nici n-am solicitat, dar în 91 populația de aici a ridicat mâna, ca să spunem, a votat independența, prin care unii politicieni de la București interpretează că noi am fi renunțat la cetățenia română pe care am avut-o în 40 și acum trebuie să depunem acte de redobândire. Eu vă spun sigur că această interpretare am auzit-o prin 1995 la București și o țin minte și acum. Și ar mai fi ceva. Acum, în ajunul recensământului, care va avea loc între 12 și 25 mai, este extrem de important ca să-și depășească basarabenii complexele și să se declare români, indiferent de poziția foarte reticentă din partea guvernanților și din partea partidelor politice care vor ca noi în continuare să ne declarăm moldoveni, nu ca moldoveni români, ci ca moldoveni în opunere față de români. Acum există posibilitatea prin lege, eu am făcut-o chiar zilele acestea, de a te autodeclara român la oficiul stării civile de care ții. Scrie refuză. Nu e adevărat? Atunci când cere în acte de stare civile, nu, 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 copil să-l treci ca fiind român. Nu este adevărat. Aici, Moldova, dar aici acte românești, ei refuză. Nu este adevărat. Uitați, are dreptul ăsta? Nu are dreptul. Acum există lege prin care poți să te autodeclar. Asta înseamnă că mergi la oficiul stării civile și cererea, formularul special de autodeclarare, te autodeclari, îi trimit solicitarea în localitatea unde te-ai născut, acolo introduc modificarea în actele de bază, acolo unde s-a făcut primul înscris la naștere, după care de acolo vine confirmarea că s-a făcut înscrisul și de acum mai departe tu poți să te autoidentifici și te iau în considerație în fișa de evidență care stă la Ministerul Dezvoltării Informaționale. De ce e important ca să fie făcut în documentul de bază? Pentru că de fiecare dată când mergi ca să-ți perfectezi un buletin de identitate sau un pașaport, se revine la fișa din baza de date. Și această fișă... De date când s-a introdus numele... Tu semnezi. Nimeni nu te-a întrebat. Atunci da, atunci da. Eu când mi-am făcut primul buletin de identitate, am insistat și am fost trecut română, româncă. Dar în documentele de bază din Bălți, Grânăuți, acum era în Râșcani, nu s-a făcut. Iată, acum, exact în zilele acestea se face. Soțul meu deja a făcut asta, pentru că el, că și-a pierdut buletinul de identitate și a mers să-și reperfecteze, nu au vrut ca să-l treacă român. Trebuia să aducă un document, de actul nu era. Oamenii nu pot face lucrul ăsta. E adevărat. De asta trebuie politici de stat să
E adevărat, e adevărat, așa cum s-a modificat acum legea atât de complicat, sigur că demonstrează încă o dată că actualii guvernanți sunt antiromâni. Se tem de identitate românească, nu putem să îi lăudăm că ar fi luptători pentru cauza națională și pentru identitatea națională românească și că ar fi luptători pentru mișcarea de renaștere națională. De aceea la noi recensământele, sondajele și alte minunății sunt antiromânești deocamdată. Chiar și mesajele pro-europene, toate declarațiile, chiar și adunarea electorală de la 3 noiembrie 2013 a fost și ea antiromânească, nici un cuvânt despre România, deci un cuvânt despre efortul României de a sprijini demersul nostru european. Noi toate acestea le cunoaștem, dar asta nu ne împiedică să insistăm pentru că picătura face și gaură în granit. Și noi vă mulțumim și vă mai așteptăm la alte conferințe de presă. Jumătate? Un minut? Nu, exact 45 de minute.